Salutare și bine v-am găsit pe canalul FV Blog. Astăzi voi continua cu episodul 3 al acestui kit de amplificare XHM139, fiind compus din două integrate TPA3116D2. În acest clip vă voi arăta cum putem îmbunătăți răspunsul în frecvență, deoarece, dacă mai țineți minte, frecvențele medii și înalte sunt atenuate destul de mult. Cauza foarte probabilă fiind acel filtru de pe ieșire cu valorile inductoarelor alese greșit. Cele de aici, fiind de aproximativ 50 microhenry, au fost măsurate de mine, iar împreună cu acele condensatoare de 1 microfarad, formează un filtru LC trece jos. Conform schemei din datasheet a integratului TPA, e nevoie de inductoare având valoarea de 10 microhenry fiecare, iar condensatoarele de 680 nanofarad. Condensatoarele de pe acest kit sunt de 1 microfarad, eu nu o să le schimb, însă voi modifica valorile acelor inductoare, ceea ce am și făcut deja într-un episod trecut, pentru canalul din partea dreaptă. În acest fel, voi putea face comparația mai bine între cele două canale, canalul stânga și dreapta. Să lipim inductoarele modificate. Unul vine acolo, iar celălalt aici. Și celălalt inductor. Vom începe testele practice cu răspunsul în frecvență pe canalul din stânga, unde nu au fost schimbate acele două inductoare. Am alimentat montajul la aproximativ 12 V. Puțin peste, 12,08. Generatorul de semnal a fost reglat la 1 kHz, iar amplitudinea la aproximativ 12 V vârf la vârf. Impedanța pe ieșire de 4 ohmi, însemnând că am pus două rezistoare în paralel de câte 8 ohmi fiecare. La 20 Hz se vede că avem o amplificare a semnalului. Și aici, la peste 1-2 kHz, începe să atenueze foarte mult. Să facem testul și pe 8 ohmi. Scoatem un rezistor de 8 ohmi. La fel am reglat ca reper la 1 kHz și 12 V vârf la vârf. La 20 Hz există o amplificare, dar mult mai mică, față de 4 ohmi. La fel, la peste 2-3 kHz atenuează foarte mult pe frecvențele medii înalte înalte. Iar acum să testăm răspunsul în frecvență pe canalul din partea dreaptă, unde am schimbat cele două inductoare de 47 microhenry cu unele de 10 microhenry fiecare. Am alimentat la fel montajul la aproximativ 12 V pe impedanță de 4 ohmi, mai exact două rezistoare de 8 ohmi în paralel. Am reglat generatorul de semnal la 1 kHz și la tensiunea de 12 V vârf la vârf. La 20 Hz există o ușoară amplificare, dar insesizabilă. Și dacă se vede bine, atenuarea pe frecvențe medii înalte-înalte este mult mai mică. Deci nu atenuează așa de drastic cum este în cazul în care am avea instalate inductoare pe filtrul LC de 47 microhenry. Să verificăm și pe 8 ohmi. La fel, reglat la 1 kHz, 12 V vârf la vârf. La 20 Hz, amplificarea este foarte puțin sesizabilă.
Și în comparație cu 4 ohmi, aici amplifică puțin semnalul. Nu este o amplificare masivă, dar există. De la 12 V la vârf, pe la 20 de kHz frecvența, crește până la 13,6 V la vârf. Nu e foarte mare, dar totuși există. Iar ca bonus, să măsurăm puterea pe ieșirea de subwoofer, pe 2 ohm, deoarece în episoadele anterioare am uitat să o fac. Am alimentat kitul la 12 V. Generatorul de semnal l-am reglat la aproximativ 30 de Hz, deoarece știm că pe ieșirea de subwoofer avem acel filtru activ. Să creștem amplitudinea. Și a intrat în clipping aproximativ 19 V vârf la vârf. Am crescut tensiunea pe alimentare la aproximativ 24 de volți. Iar acum să creștem amplitudinea generatorului de semnal. A intrat în clipping 38 de volți vârf la vârf. Să tragem și concluziile în privința testării răspunsului în frecvență. Înainte de a înlocui inductoarele din filtrul L ce trece jos, se vede clar că atenuează foarte mult frecvențele medii înalte și înalte. Iar după schimbarea inductoarelor din filtru cu unele de 10 microhenry, așa cum ne recomandă în datasheet, se vede clar că atenuarea pe frecvențele medii înalte înalte e mult mai puțin vizibilă. Asta a fost testarea pe 4 ohmi. Însă pe 8 ohmi situația stă altfel. Înainte, atenuarea pe frecvențe medii înalte înalte era foarte mare, iar după înlocuirea inductoarelor începe de fapt să amplifice ușor frecvențele înalte. Trebuie menționat un lucru foarte important. Se pare că după modificarea inductoarelor, cu unele de 10 microhenry, acestea se încălzesc destul de mult. Dacă alimentăm la 12 V, kitul ar putea fi folosit fără probleme majore un timp îndelungat. Însă la alimentarea kitului cu 24 de V, inductoarele se încălzesc destul de tare, chiar frig. De asta am specificat în titlu că este o încercare de îmbunătățire a răspunsului în frecvență. După ce am depistat această problemă, am căutat pe net și se pare că sunt persoane care se confruntă cu supraîncălzirea inductoarelor din filtru. Acum am înțeles de ce chinezii nu au pus filtrele cu valoarea adecvată. Ca bonus, la sfârșit am testat și puterea pe ieșirea de subwoofer pe o impedanță de 2 ohmi, alimentând kitul la 12 V, avem aproximativ 22 W RMS. Iar la 24 de volți pe alimentare vom avea aproximativ 90 de W RMS. Iar spre final aș vrea să vă arăt cum am modificat acele rezistoare, cum am adăugat încă două rezistoare pe post de sarcină pentru a testa diverse amplificatoare sau surse de laborator. Numai că sarcina este fixă, nu pot să modific foarte mult. Deci aici este ideal pentru testarea de amplificatoare de putere mică-medie. Sunt 4 rezistoare de câte 8 ohm fiecare și 50 de W. Acestea putând fi, un moment să vedeți mai bine, acestea putând fi montate toate în paralel, astfel încât să ne dea valoare de 2 ohm, iar puterea, bineînțeles că se adună, 200 de W. O a doua variantă, se pot pune câte 2 rezistoare în serie, apoi fiecare grup în paralel. Aici ne dă 8 ohmi, tot 200 de W. Și o a treia variantă, utilizând doar două rezistoare în paralel, aici ne dă 4 ohmi la puterea de numai 100 de W. Din păcate pe 4 ohmi nu putem găsi o variantă astfel încât să putem avea o putere mai mare de până în 200 de W. Știți voi vreo altă variantă? Aștept idei în comentarii. Cam aici să termin acest clip, dacă v-a plăcut nu uitați vă rog de butonul like, să vă abonați dacă nu ați făcut-o deja și vă aștept pe data viitoare. Toate cele bune, la revedere!